suntem la a patra ora maratonului și pentru începutul lecturii sau începutul orei, ca să spun așa, îl invităm pe Alexandru Moșina cu evidenta noastră curiozitate de a vedea ce ne citește în această seară. Încep cu această carte. Aceasta este Apologia 5007 cu 17 autori din Brașov. Vă invit la lansarea cărții mâine seară la Casa Băiurescu la ora 6. Vor vorbi Andrei Botiu, Adrian Lăcătuș și bineînțeles eu. Haideți să trecem pe idee. Mi se pare că era puțină ironie așa în vocea lui Andrei Botiu, în ideea că dacă am mai scris poezie sau nu, o să-i dezamăgesc pe cei care se îndoiesc de inspirația mea. Am scris în continuare poezii, de aceea o să vin și cu câteva poezii noi. Majoritatea, marea majoritate, vor fi poezii noi. Pentru că cred foarte mult în maestria artistică, poetică, o să încep cu două sonete. Sonetul eliberării de sine, părinți și ce-o mai fi. Lui Tudor Jer, care ca și mine nu înțelege. De ce să fii bărbat? Cum poți să fii femeie? Spui da, totul s-a schimbat. Chiar dacă pe afară, par la fel, bărbat, prin buci cel drag ți-a introdus o cheie cu care sufletul ca pe un computer l-a reprogramat. Simți, nu mai ești dator, ci trebuie să ți se deie. Simți, nu mai ești biet supirant, ci adorată zeie. Chiar dacă bine nu înțelegi ce s-a întâmplat, încet, încet, pielea se face mai catifelată. Sunul mai moale, mai cingaș, mai visător. Deși îți lipsesc, din când în când, ovarele te dor. Înveți să mergi pe tocuri, să te duci la coafor, să dai din șol. Și ajungi persuadată că tatăl tău nu și-a dorit băiat. Ce fac? Eu și eu. Nu mai visez Palmira, nici lira lui Orfeu. Am locul meu pe Creangă, în marele oraș. Doar corpul, marcă bună, 54H, pornește dimineața din ce în ce mai greu. Deși îi port de grijă, jogging, fitness, masaj, femei, toza prescrisă, fibre, ginseng, la greu. E dragostea supremă, cea dintre eu și eu. A noi epistem, textul fără mesaj. De ce aș visa? O treabă de luze, prostovai. Ce n-aveau avioane, video, celulare, modele depășite cu softuri de copii, care au trăit degeaba atâtea mii de ani, care credeau în vise. Simplă de fragmentare a creierului, overloaded peste zi. Acum știm. Lumina soarelui nu ne mai e de ajuns. O fabricăm chiar noi și o întindem peste tot. Sunându-te cu înfrigurare și trufie, uns, verzin, nișvaine, abermenschen, gleich wie Gott. Da, mii de ani vrăjiți sub cerul plin de stele, un corp cu pânza prinsă în ținte de lumină am stat și ne spuneam, vedeți, vedeți, doar El e în stare de asemenea construcție divină. Noi suntem fiii Lui, cu suflete nemuritoare. Acum însă știm, e doar un gol acolo, plin de pietre, mai mari, mai mici, de gaze care ard fără de rost. Nimic nu e adevărat din tot ce a fost. Un vis, o închipuire a bietelor bipede, atât de singure, pe piatra lor, ceva mai mare. Și un pean. Citaredul Vasile, cățărat pe blocul de vis-a-vis, cânta. O, voi zei care aduceți ploaia, care face soarele să strălucească, pensia mea e prea mică, iar medicamente gratuite de mult nu se mai găsesc. O, voi zei, mai puternici decât un computer de 6 giga, mai măreți decât casa poporului. Televizorul meu a îmbătrânit, iar frigiderul aproape că nu mai răcește. O, voi zei, mai strălucitori decât manechinele din vitrine, mai iubiți decât Coca-Cola și berea germană. Hainele mi s-au tocit, trupul mi s-a uzat, iar mintea abia se mă învârtește. O, zei ai străbunilor, zei nemuritori. Și așa mai departe. Arhipelagul. Iarăși pe piele mi-a răsărit un roșu arhipelag. Să fie arheii celulelor nemulțumiți,
să fie daimonii ficatului spline, să fie micii zei ai vaselor sanguine. Port cu mine un animal uriaș, un continent, o galaxie. Nimeni nu știe cu adevărat ce se petrece acolo. Din când în când primesc semne. Un dinte găurit, o vânătaie, un roșu arhipelag pe mâna mea stângă și atât. Nimeni nu știe cu adevărat cine stăpânește acolo. Mă rog pe rând arheilor, daimonilor, micilor zei, marilor zei din meninge. Mă ascultă oare? Nimeni nu știe. Înaintez cu ochii deschiși, visând, un animal uriaș, un continent, o galaxie. Înaintez, din când în când mă opresc. Mă uit la roșul arhipelag, închid ochii, aud păsările afară, aud mașinile trecând în depărtare, aud inima bătând, inima unui animal uriaș, unui continent, inima unei galaxii de gelatină. Și... Faianță. Prin casele noastre trec mii de tuburi și fire, mii de furnici, ciobolani care se iubesc, care visează și lasă în urma lor milioane de păcăreze. Mâna învinețită de frig, părul năclăit de sânge, o gaură în stern, unde se adună buroiul, cuveta plină de vase nespălate și vomă. Dar mintea mea, hello, se vede ceva? Se vede ceva dincolo de pielea tot mai bătrână, de oasele măcinate de singurătate? Căldură, repede, șobolanul a născut 1000 de pui, să-i strivim. Furnicile au izbucnit din gură, din nas, să le strivim, gândaci răsar de sub unghii, să-i strivim, repede, cu spray, cu detergent, repede, să rămână totul curat. Ca un craniu într-o vitrină, ca faianța de pe care am șters sângele, voma, urma de creier. Ca o cameră de hotel în care intri, viața ta, pentru prima dată. Nu vezi firele din pereți, furnicile, șobolani, soarele bate în fereastră, miroase a nou, deschizi ochii, pământ, deschizi gura, pământ. Jur împrejur, pământ transparent, care ți intră în plămâni, în orbite, în creier, care te înghite cu totul. Prea multă carne, prea mult creier, furnici, șobolani, prea multe cuvinte, vomă, urină și sânge, prea multe fire. Cândva, toroasele cranului meu vor fi dezgropate, albe, curate, vor fi puse în muzeu, faianță străveche, lumină stinsă, neprețuită. Și am să citesc câteva poezii de dragoste. Elegie. Dacă sexul nostru s-ar trezi în fiecare dimineață, cu buzele adulmecând aerul turgescent și neliniștit, dacă el ne-ar fi călăuza spre locuri călduțe, spre locuri fierbinți în care uiți și adori, dacă n-ar exista pelicula de cauciuc dintre sexele noastre care se caută, oarbe și surde, învelite doar în propriile secreții, ovulul în loc de creier, animalul în loc de degete, dacă ar dispărea, da, o ajunge mai curând acolo. Hänsel și Greta. Tu ce știi? Țipăm unul la altul, ne zâmbim, ne ținem de mână, adormim. Ne-am rătăcit printre blocuri și troleibuze, ne-am trezit în cuburi de sticlă, moale, fierbinte, ne privim speriați, ne facem curaj. În curând vom ajunge la casa de turtă dulce. Vom sta în jurul mesei întinse și vom povesti. Vom face dragoste. Ne vom trezi sub smochini, îmbrățișați, cu uleiul îmbrăcându-ne, legând în unul de altul, cu miresmele grele, astupându-ne ochii, nasul, gura, cu sângele, amestecat cu țărâna cea roșie. Cu țărână. O duminică liniștită. Ia-mi tăia creierul în felii subțiri. Cuțitul era bine ascuțit. Purta mănuși transparente de plastic. Nu se mânșise de sânge aproape deloc. E o bună gospodină. Nu face nimic de mântuială. Eu zăceam sub chiuvetă cu capul băgat pe jumătate în găleata de gunoi. Pe geam intra un aer proaspăt, gungurit de păsărele. Era îmbrăcat în rochie ei vișinie, cu un decolteu mai mult decât generos. A întins frumos felile pe farfurie de ienă, le-a dat cu sare, le-a acoperit cu staniol și le-a băgat în frigider. S-a împiedicat ușor de mine, mi-a tras un picior înficat, apoi s-a scolat pe mâini cu mare grijă. Era o duminică luminoasă de primăvară, clopotele bisericii de vis-a-vis au început să bată, s-a auzit un daun miluiește, el și-a scos mănușile, le-a aruncat în găleată, mi s-a oprit ca o mângâiere ușoară pe ceafă și a ieșit să se plimbe. Mă simțeam cumva ușurat, mă simțeam bine.
Cred că nu mai era supărată pe mine. Știam că de fapt mă iubește. Iar mănușile mai purtau ceva din parfumul ei. Eu la etajul 2. Seringa are întotdeauna dreptate. O viață scurtă, dar cât de măreață. Eu, penetrat în cabinetul de la etajul 2, ascult știrile orei 7 dimineața. Un aer proaspăt pătrunde pe geam, sau de râul, eu privesc ușa cabinetul și mă gândesc. E bine. Măruntă grație. Unealta lui Dumnezeu, seringa verde de plastic, va sfârși în coșul de gunoi. Dar ce măresc destin, dar câtă grijă, ce suflet pur. Există lucruri mai simple ca noi, mai adevărate. Stetoscopul, măsuța de sticlă din față, cerceaful pe care stau împins, nu și cei trei trandafiri aproape ofiliți din vața de pe masă. Nu. Ei trăiesc prea complicat, promiți prea multe, nu fac nimic până la urmă. La fel ca mine, cel penetrat în cabinetul de la etajul 3, în timp ce la radio se transmit știrile de dimineață. Mai departe decât nimic. Sexul meu intrând prietenos în sexul tău. Mirosul tău de copil, albastrele vene pe tâmple, alunițele de pe gât, buzele brusc înroșite și respirația accelerată, respirația ta dragă, aerul cald ieșind din plămânii tăi și îmbrăcându-mă într-o boare subțire. Mai departe decât Ninive și Palmira, mai inaccesibilă decât Clocatlan și Ofir, fără speranță, fără speranță, fără speranță, fără speranță, mâna ta în mâna mea, ochii tăi privindu-mă de aproape, pieptul meu apăsând sânii tăi umezi și fierbinți, fără speranță, limba mea pe umplații tăi cu gust de migdală, fără speranță, acea după amiază, acea după amiază. Mai îndepărtată decât era precambriană, decât jurasicul și triasicul, decât brontozaurii, trilobiții, celenteratele, mai îndepărtată decât ușa care nu se va deschide niciodată, mai îndepărtată decât telefonul ce nu va suna nicicând. Mai îndepărtată, tot mai îndepărtată acea după amiază în care am să mă topesc încetul pe încetul, privind spatele gol, arcuit, puful auriu de pe ceafă, în care am să mă descompun fără speranță, visând la porii cârlionțației sexului tău, în care sexul meu nu va intra niciodată, nici trist, nici vesel, nici umil, nici furios, nici obosit, nici strălucind de promisiunea unei dinastii blonde cu ochii albaștri. Nu va intra niciodată, căci mai departe ești ca Ninive și Babilon, ca Fuțien și Cartagena, ca Tenochtitlan și Samara, ca Ofir și Ultima Thule. Mai departe ești decât aerul ce mă înconjoară, decât sângele care îmi bate în tâmple, decât mâna fără nicio putere, decât sexul meu care nici măcar nu mai poate să viseze la tine. Iar în partea a doua am să citesc în continuare dintr-un ciclu început acum un an, din care am citit aici, se numește Dr. Nico and his Schizoid Band. Nu știu dacă mai țineți minte poemele respective, sunt niște poeme în proză. Dr. Nico e cu noi. Universul e cel mai tare proiect al lui. Unul perfect, dar executanții să nu mai vorbim. Ce arhitect minunat, ce meșter de toată jena. Ce muzică divină, ce interpret de căcat. Uneori, când e foarte, foarte, foarte obosit, Dr. Nicu se așează cu noi la masă, comandă bere și whisky pentru toată lumea, își pune și el 100 de John Walker și ne spune: băieți, degeaba vă agitați. Mai mult decât am făcut eu, nu poate nimeni. Mai bine ziceți-mi și luăm niște bancuri. Atunci, parcă înviem și dăm din noi cei mai buni. Bulă Dunior la New York, Ion și Gheorghe în stația de tren, Ion care mere să mulgă vaca, Ițic botezat de popa, Ion și Ianuș, iar Ion și Gheorghe, Sir și John, peștișorul de aur, copacul fericirii și așa mai departe. Inimile ni se încălzesc, râdem până cădem pe spate. Unii rămân așa, cu ochii băliți în tavan, dar noi ceilalți îi dăm înainte. Dacă trăinicul e tot mai palid, zâmbește uneori, chiar râde ușor, privește trist, tot mai trist. Apoi dau zoriul. Cu plumb în mâini și în picioare, cu ochii roșii, cu buzele uscate, ne ducem cu toții la culcare. Dr. Nicu se întoarce la treaba lui. Filozof. Ăsta e micul nostru secret. Toată lumea îl știe, dar numai noi credem în el. Manechinele au fost cândva oameni. Nu chiar ca noi, ci din plastic și cauciuc. Se plimbau pe stradă, se duceau la coafor, salutau vecinii, își duceau nepoței la grădiniță, aplaudau și ei pe la meeting-uri. Ca om. Până când, dacă Nicu le-a spus: ce vă toți pierdeți vremea? Nu vedeți că oamenii se exploatează? De ce nu stați voi liniștiți fiecare în corțul lui de magazin și să vă uitați în zare? Vă aveți trupuri de filosof, contemplați evocația voastră. Unii oameni vă mai mulțăresc. Degeaba.
că nu le iese. Vă spun eu, Dr. Nicu. Cele mai frumoase femei, cei mai frumoși bărbați și copii. Toți priveți fix la ceva ce noi nu vom vedea niciodată. Vara. Vara e așa de cald că din când în când asfaltul mai înghite câte un pensionar. Băbuțe cu golănașe, moșulesc cu bolării de paie, numai din aia curăției de modă veche, că dect asfaltul e cincaș la stomac. Uneori îl mai ajutăm și noi. Îi apăsăm cu grijă cu să intre în asfalt cu totul, să nu se duce care poate ieși să cadă. Cred că o face din plictiseală. Oricum, nimeni nu observă că lipsesc. Sunt atâția pensionari în oraș și toți seamănă unul cu altul. Mai ales vara, când e așa de cald. Prin cartier. Din când în când seara, Dr. Nicu trece pe deasupra blocurilor în traveul lui alb, decapotabil. Pensionarii fac cu mâna, copiii țipă, mami, mami, uite doctorul! Noi ridicăm halbele sau sticlele de bere și strigăm, noroc, doctore, la mai mare! Îmbrăcat în roz, culoarea tinereții eterne, Dr. Nicu zâmbește stânga și dreapta și aruncă confeti. Roșii, galbene, albastre. Tot cartierul se înveselește deodată. Parcă au dispărut și gropile din asfalt, au rulat și din fața cinematografului, câinii vagabonzi de pe olei. De pe alei. Cum să nu-l iubești pe Dr. Nicu? Cum să nu-l votezi? Dudu. Dudu s-a născut în tomberonul de lângă blocul pe patru, într-o pungă de plastic. Doarme în tomberon, mănâncă în tomberon, se îmbracă din tomberon și așa mai departe. E omul cel mai fericit, mereu cu zâmbetul pe față. Salută pe toată lumea, dă tot tipul din capul lui mare și zice, salut, ce mai faceți? Bine îi răspunde noi, dar tu ce să fac? Scriu poezii. Nimeni nu l-a citit. Ar fi și greu, ar trebui să intri după el în tomberon și să cauți, să scotocești printre borcane, goale, oase de pește, coși de banane, pamper și obeuri. Dudu-și ține căietele chiar pe fundul tomberonului. Nimeni nu poate să ajungă la ele. Dar Dudu e mulțumit. Dacă stai să-l asculti, îți povestește cum o să ia el premiul Nobel, cum o să-i se joace piese la New York și cum o să ajungă el la Hollywood, scenarist. Durează, ce-i drept, o jumătate de zi, dar după aia viața îți pare mult mai frumoasă. Dudu-i mai tare ca orice psihanalist. Și nici nu te costă nimic. Cartierul nostru. Noi, de când ne știm, am fost aici, în cartier. Blocurile l-au ridicat străbunii noștri, l-au reparat bunicii noștri, părinții noștri l-au zugrăvit de câte ori a fost nevoie, pe din afară, pe dinăuntru, casa scărilor, holurile, bucătăria, camerele și baia. Tot i-au montat și antenele de pe acoperișuri. Cartierul ăsta e al nostru. De când ne știm, locuim aici. Cunoaștem toate aleile, parcurile, subsolurile, țevile de apă rece și caldă, tomberoanele, gurile de canal. Ne-am născut cu ele. Nu le dăm la nimeni. Nu le dăm nimănui. Cartierul e al nostru. Noi ne-am rupt picioarele în gropile de pe trotuar. Pe noi ne-au mușcat câinii și țânțarii. Pe noi ne-au durut burta de la apa de la robinet. Noi am transpirat vara. Noi am durit iarna. Noi am pășit printre băltoace, prin flășcărea de zăpadă cu sare. Păi noi ne-au străbit mașinile cu noroi. Noi am mirosit gunoiile neridicate câte o lună. Ale noastre sunt băncile rupte, ale noastre leagănele vișinite din parc, ale noastre mesele de ciment pe care jucăm table și șah de când ne știm, ale noastre straturile cu flori în fața blocurilor, ghena de pe fiecare scară, liftul cu oglinda spartă, zidurile pline de grafite, ale noastre sporci, parcările și chioșcurile de ziare, terasele, crâșmele, cinema favorit, ale noastre scapacele de canalizare și țâlpii de lumină, ale noastre au fost și vor fi în veacul vecilor. Cartierul al nostru, nu-l dăm nimănui, nu-l vindem nimănui, el e casa noastră. Aici sunt rădăcinile noastre, strămbășii noștri. De mii de ani suntem aici. Fuck the strangers! Mâi la țărani! The show must go on. E nasol să fii loser. Să ții șapca în tramvai, să te șmenească cocalarii, să-ți fie țigani mobilul, să-ți pătezi cămașa cu înghețată, să te înșele la rest în piață, să sare berea în față când o deschizi, să calți încăcați de câine, să-ți suple gagica în expirat cu țoale de firmă și mașine de 100.000 de parai. Numai șituri și șituri, zi de zi, ceas de ceas. Câteodată te trezești ca din pum și spui, stai așa, eu nu-s din filmul ăsta, sunt din alt film. Și te hotărăști să schimbi viața. Degeaba. Toți se uită la tine ca la un ciudat. Nimeni nu-ți mai vorbește. Până când te simți atât de singur încât îi spui, ok, ăsta e rolul meu, dați-i drumul. The show must go. Și ultimul, idealul feminin, românesc, umane. Pamela. La care a venit? Nimeni nu și-a găsit perechea ideală.
Afară de Dr. Nico, desigur. E înaltă, 1,85, blondă, cu sânii mari și ochii albaștri. O cheamă Pamela. Nu Pamela Anderson, că e cam boarfă. Pur și simplu Pamela. Pamela e tot ce-și poate dori un bărbat. Gătește, dumnezește și maestră în tantra yoga. Unii zic că e cehoaică sau suedeze, alții că e nepoată unui cioban din Rășinari, satului Goga sau lui Cioran. Alții că e fată mai mică a unui buticar din Coletina. Nu contează. Pamela e Pamela și basta. E și economă. Deși Dr. Nicu e nesfârșit de bogat, Pamela se îmbracă doar de la second hand. Dar e atât de frumoasă că orice zdreanță se arată pe ea de parcă ieri a culit-o cu mâna lui Paco Rabanne sau Kelvin Klein. Nu este din vorbul Dr. Nicu, deși are două doctorate. Unul la Sorbona în filozofia limbajului și altul la Oxford, în logică computațională. Când Dr. Nicu-i plecat, după ce-și termină treaba prin casă, se așează în șlezlong pe marginea piscinei și citește Kierkegaard, Wittgenstein, Heidegger, Derrida. Normal, nu s-au certat niciodată. Când se ivește câte o problemă că deri sunt și ei oameni, fac un scurt briefing și lămuresc totul ca între parteneri cu argumente raționale. Dacă nu merge, se duc în dormitor. Tantra yoga nu dă greș niciodată. Unii mai ofticoși spun că Pamela e de fapt o femeie bionică, din ciburi și circuite, cu ceva implanturi de carne și piele. O clonă din laboratorul lui Dr. Nikon His Kaizoid Band. Că de-aia nici n-am văzut-o nimeni de-aproape. Aiurea. Pamela e o femeie ca oricare alta, numai că la locul ei se ține departe de paparații, de parade de modă, lansări și talk show-uri idiote. O nevastă cum nu mai sunt azi. De-aia vorbesc despre ea și cu Pamela la o cafeluță și pensionarii la partid de șac, în parc și fetițele care s-ar coarda în fața blocului, chiar și șmecherani la o bere, care zic, e mai tare ca Mimi. Cât despre Gina mea, ce mai e, fată bună, nu zic. Bună rău, da, Pamela. Hai noroc, Dr. Nicu să trăiască.